Salutare, dragi prieteni, Squid Fishman aici, bine ați venit la un nou episod de Ferma Bunicii. Astăzi urmărim puișorii prin o gradă, adică curte, pentru cei care nu sunt din Moldova. Ia să vedem frumoasa fermă, să închid aici poarta. Ce frumos e. Da, vine ploaie, se anunță ploaie astăzi și mâine. Ia uitați ce pui frumoși, cât e de frumos ăla negru cu roșu. Și mătasea japoneză preferata voastră. Cea din fața, moțata din fața mătasei era cea care s-a pierdut. Propun să nu-i mai spunem mătasea japoneză, să-i spunem pufoasă japoneză sau flocoasă japoneză. Da. Le place foarte, foarte mult pe iarbă. O să fac și mâine un episod de, sau apoi mâine un episod de puii mei, dar astăzi vreau să filmez ferma bunicii pentru că se anunță ploaie și o să fie mai greu de intrat prin livadă. Astea sunt frumusețile de găinușe, cocoșelul de moțată olandeză. Să mergem să vedem și găscuțele, ele sunt în drum. Ia să vedem. Pauză două secunde, prieteni. Prieteni, am fost și am negociat cu un vecin să duc găscuțele la el în curte. Are o iarbă așa de frumoasă, ar fi super. Bine, n-am negociat. Poate să vă arăt și de acolo, poate să filmăm un episod de Dinastia Gâștelor. Ar fi super. Sper doar să nu vină vulpe la el. O să vedem cum o să reușim. Astea sunt rățuștele. Ele stau în drum acum. Mi-e frică să le las acolo. Bătăușii. Se înțeleg, nu prea se înțeleg. Oricum se înțeleg mai bine ca înainte. Acum sunt toate mari. Rațele Rowan deja le-au întrecut la mărime pe cele românești, ciup-ciup. Ce zboară curcanii. Mamă, ce a zburat un curcan. Au nebunit. Cred că le place pe verdeață. Da, haideți să mergem să vedem și ferma bunicii. Adică să vedem livada puțin. V-am zis, cred că mi-a luat vulpea o rață, cred că un rățoi, cea mai mare pe care o aveam. Ia să vedem. Da, se anunță ploaie, o să renunț la pescuit, mai trebuia să stau o săptămână sau chiar două la pescuit, dar se anunță câteva zile ploioase, așa că voi lua pauză o săptămână, voi merge acasă și voi vedea ce voi și la anul voi reveni. Nu știu, mă gândesc în 15 locuri, prieteni, îmi cer scuze. Voi reveni peste o săptămână, voi încerca. Asta nu merge deloc, dar am avut așa și anul trecut unul și tot așa a rămas el micuț, micuț și în următorul an a mers foarte bine. Asta e. Ups, microfonul. Mi-a căzut microfonul. Acum pauză un pic. Ok, gata, pauza. Gata, a doua pauză. Da, vedeți, numai pauze. Am mâncat o persicuță. A căzut jos din persicul acela. Și azi am mai mâncat încă una în altă parte. S-a părut că a căzut un măr. Niște mere foarte frumoase. Habar n-am ce-i. Da, vom vedea noi când să vor fi mai aproape de copt. Perele alea nu mai au mult și se coc. Ia să vedem ce mai avem noi pe aici. O, ce greu e de mers prin cartofă. Aici are un măr cu mai multe mere. Foarte micuț. Cred că ar trebui să mai rup din ele. Da, nu știu ce am să fac. Multe frunze uscate. Nu știu. Ceva a atacat cireșii mai ales. Mărul ăsta superb, crește din ce în ce mai mare, mai ales acum care apă. Ia uitați cât e de mare. Cred că e un măr de vară. Îl mai lăsăm.
Ia să vedem noi ce pe aici. Asta n-a prins nimic și am văzut balighe de șocâte. Nu știu cum, nu trece prin cap cum se cheamă. Roșiile cresc. Mi se pare că am văzut una ciumată, așa se numește la noi, când e atinsă de... Nu, mi s-a părut, niște roșii mari și frumoase. Sunt curios ce o să iasă. Ia să vedem dacă pot să vă arăt. Ia uitați, vedeți? Chestiile astea, frunzele astea sunt... Nu știu ce s-a întâmplat. Asta pare a fi atins. Da, dacă știe cineva ce e chestia asta. Deci asta e amară, asta roșie e amară, asta e foarte bună, foarte gustoasă. Dacă știe cineva ce e asta, exact cum se cheamă, să-mi spună ca să mai cumpăr și la anul. Restul nu prea-mi plac, sunt amare. Cireșii și vișinii nu au fost tratați vreo lună și vedeți ce s-a întâmplat. Uitați aici la cireșul ăsta, iar se întâmplă, nu știu, mugurei ăștia mici. Am observat la mai mulți fenomenul ăsta. Nu cred că o să fie afectat tare sau ceva de genul ăsta, dar mamă mia, ce vișin gros. Ok, ia să vedem persicile. Aha, începe și ploaia. Caisele negre. Chiar dacă nu-s coapte, o să rup una ca să o vedem. Cineva zicea că sunt corcodușe. Nu, sunt mari. Sunt și mai mari. Și gândiți-vă că e primul an abia în care face. Adică, na, ia să vedem cum sunt la gust. Mamă de bune. Se împletește perfect. Bine, încă nu-i copt. Încă nu-i coaptă. Probabil o să fac mai neagră. Dar e bun. E bună la gust. Țineți aproape că o să vedem în viitor exact care e treaba cu ea când o să se coacă și o să vă zic dacă se merită să cumpărați sau nu. Mure, am fost astăzi și am mâncat o grămadă. Oh, se aude cum vine ploaia. Bune. Au început să prindă gust, să prindă aromă. La început nu erau foarte gustoase, dar acum, bine, mai trebuie lăsate să se coacă, dar sunt ok. Uitați aici una mai coaptă. Da, bună. În schimb, astea la alte mi-au plăcut foarte mult. Astea cred că în care o să o copt primele. Nu sunt fel de mari, dar când sunt foarte, foarte coapte, se topesc în gură, au așa un gust de dudă. Foarte bune. Foarte bune. Bine, nu au aroma aia ca dudele de... Ca murele de... ia uitați-o pe asta. Aia era treaba. Trebuie să fie bine coapte. Da, cele din supermarket nu ajung niciodată așa coapte, n-au cum, pentru că n-ar mai fi bune de transport. Sunt delicioase, ar trebui să vin să le culeg pe toate, pentru că dacă plouă vor fi compromise. Am zărit și niște zmeură. Aici jos ar trebui să le ridic cumva. Uitați ce mari sunt astea. Astea sunt cele mai mari. Bine, mai am și de la grădina Max murele gigantice care sunt minuscule, dar așteptăm să vedem când s-or coace. Deși slabe șanse să crească astea mari. Voi vedea ce... Sper să nu mă dezamăgească iar grădina Max, că nu-mi place să fiu supărat pe oameni. Am mâncat un pumn de mure sau pur mai mare. Aici. Ia să vedem cum sunt astea. Delicios. Foarte, foarte bun. Aici se ascundea hoțul.
A cules bunica mea de mai multe ori zmeură. Agrișele trebuie culese. Avem culeasă jumătate de găleată într-o tufă mai mică. Și mai este și tufa asta de cules. Foarte bune agrișele. Bunica mea face afte de la fructe. Dar de la agrișe nu face. De la agriș. Deci, pentru cei care au genul ăsta de probleme, să știți că puteți mânca fructele astea. Mamă, da, bunes. Da, a început ploaia, încă e ok. Astăzi a cules bunica mea ultimele vișine. Și am mâncat și eu câteva. De acum au început să se treacă. Tai berii, încă mai face fructe. Dar se cam trece, sincer. Ia să vedem cum e. E bun. E bun, dar sincer mult mai mult îmi plac murele și zmeura. Dar este foarte aspectuos taiberii și cu siguranță va impresiona pe oricine va călca în grădina voastră sau în livada voastră sau ce aveți voi pe acolo. Asta e zmeură neagră, numai că am mâncat eu tot ce am găsit negru. Bileanca a venit și ea. Mergem să vă mai arăt ceva și terminăm. Ia să vedem. Niște struguri, ăștia nu știu dacă se ciumează sau se coc. E straniu să se coacă de pe acum, să înceapă să se coacă. Dar mă gândesc că de ce nu. Știu că am cumpărat care se coacă cât mai repede, pentru că la noi, v-am zis, nord și alte prostii dintre astea, am încercat să evit seceta verii și să puce să se coacă cât mai repede. Aici un persicuț care ține el bățul în loc să fie ținut de băț. O să-i pun ceva. Nu știu, de tot ori a apăsat cineva și s-au spart, s-au stricat aici. E un persicuț care trebuia să fie nectarin, cumpărat din Botoșani, de la pomi bâtă. Nu am avut până acum probleme cu ei, nu știu de ce ăsta nu e nectarin, poate am greșit eu și am cerut piersic, dar oricum e cumpărat de foarte mulți, cu foarte mulți ani în urmă, a avut probleme mari pomușorul ăsta și da, n-are rost să vă povestesc eu despre el, dar oricum, bine că a făcut această fructuță. Ia să vedem și aici la cireșul ăsta o problemă. După ce se vor termina ploile, voi veni și voi tăia toate crengile la cireș, adică le voi scurta drastic. Uitați ce creștere au. Și eu tot spun la toată lumea că vreau să-i țin mici. O să-i tai în verde, dar să nu fie ploi, pentru că ei sunt foarte sensibili, adică cireșii. Și sunt sensibili la bacterii și la fungi. Și o să-i tai atunci când va fi o vreme mai uscată. Ce mă enervează astea? De ce apar ele așa pe aici? Nu știu. Nu știu exact ce-i. Voi citi. Am cărțulii despre toate chestiile, doar că n-am avut timp să mă uit prin ele. Prieteni, a început ploaia. Este absolut superbă vremea. Să mai aveți și voi o priveliște asupra fermei. Este excepțional de frumoasă vara, mai ales când plouă, totul e verde, totul e viu, în afară de cireșelul ăsta, din păcate, a murit. Nu mai știu exact cei, e unul dintre cei care mi-am dorit eu, e unul din cei pe care i-am mutat. Na, o să replantez la toamnă exact același soi, sper să-l găsesc. Da, asta e ferma, porumbul are în jur de 3 metri. Tot e superb. Nu știu ce să filmez pe bunica mea, să vedeți cum țipă la pui. Da, o las în pace, mamă. Nu mai vine să mai opresc, pentru că știu că o să mă uit și eu la filmul ăsta, poate la iarnă, și o să-mi amintesc cu nostalgie
această zi absolut superbă de la ferma bunicii. Nu uitați de subscribe, nu uitați de like și share, ați ajutat foarte mult canalul dacă ați dat share și voi la filme. Din păcate se mișcă foarte greu în ultimul timp, poate din cauza verii, poate din cauza mea, nu știu, poate v-ați plictisit, accept și nu accept. Vă rog să-mi dați și sugestii și vă mai aștept cu mare, mare, mare drag pe canalul meu. Ciao, prieteni!